un kilometru încolo se află Ucraina, tot înainte. Vă rog frumos, uitați-vă ce e pe drumul ăsta. Mamă, deci aici se testează suspensiile. Am auzit că în Republica Moldova sunt niște radare destul de bune. Ne calmăm, o luăm ușurel. Doamne, s-a auzit asta pe filmare. Ne îndreptăm către Ucraina, unde naiba? Zona de frontieră. Eu știu că suntem în Republica Moldova, ce zona de frontieră? Astăzi începem o serie de vloguri specială. Mergem în Republica Moldova. Este pentru prima dată când mă duc acolo. O să fie prima reacție și sunt tare curios să văd cum o să fie acolo. Vedem cât de complicat e să mergi cu mașina electrică acolo. Și o să trecem la un kilometru și ceva distanță de Ucraina. Pe lângă asta o să mergem printr-o zonă autonomă unde sunt mulți ruși. O să fie o experiență foarte interesantă, primul vlog, dar mai ales următorul, așa că nu uitați dați butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi și haideți să vedem cu cine mergem. De data asta, fără Ioana, mergem ca băieții. Primul lui iubit, eu am fost. El este Cristi, colegul meu de bancă din liceu, colegul de la facultate și pe lângă asta o să mai mergem cu cineva. E ca băieții o să fie, deci o să fie destul de interesant ce o să fie pe acolo. O să vedem și noi cum e Republica Moldova. Nimeni n-a mai fost, nici el n-a mai fost, nici Nevzat, cu care o să ne întâlnim imediat la metrou să-l luăm, nu a mai fost. Acum încărcăm puțin mașina și ne punem la drum. Vezi că am o surpriză pentru pasagerii de azi. Ți-am zis că am o surpriză. Asta așteptam. Așa că hai să-ți explic care-i treaba. Stai acolo. Ia deschide bușa. Băi, ce fost asta? Nu cred. Ce caterică e. De ce n-ai zis, mă, nimic, mă? Stai că acum se deschide. Acum, okay. Practic, ai deschis mașina și s-a deschis mașina și uite. Și eu mă plimbam cu mașina, n-aveam, nu știam. What the fuck? Cam așa arată noul display din Tesla. De aici poți să reglezi ventilația, toate nebunile, scaunul din față. Să reglezi? Scaunul din față, uite, se reglează. Ai masaj mai nou, datorită chestii astea, am masaj în scaun, eu ca șofer. Eu ca șofer, tu n-ai, din păcate. Eu sărac. Așa, avem toate nebunile astea în spate. Da. Mulțumesc, a fost, o să-l folosesc unde fi. Cam așa arată traseul de astăzi, de la București la Galați să încărcăm și după la Chișinău. O să intrăm pe la Giurgiulești pe aici, unde o să fim fix aproape de Ucraina. Aici este Ucraina, așa că la Galați ajungem cu 15%. O să fie un drum interesant, vedem ce am găsit pe drum. Bună dimineața! El este Nevzat. Pe pup. Energie la drum! Avem 3 ore până la Galați. Let's go! Bine ați venit în Brăila! Vaporul de la Brăila, că am ieșit din Brăila și acolo podul. Direct din Brăila în San Francisco, aici urmează Galați. Gata, guys, am ajuns în Galați, suntem undeva fix în centru, unde se află și Mecu, de asta am oprit aici și am văzut că e o stație de încărcare și o să încărcăm la stația asta de aici, că am văzut că e 1 leu kilowattul, nu e cine știe ce, dar după aceea o să mergem și la aia mai rapidă, dar momentan vreau să mergem la Mecu aici, așa că băgăm la încărcat mașinuța. Ne-a plăcut în Galați, frumos pe aici, îmi place cum s-a modernizat față de când am fost eu ultima dată, chiar foarte nice. Acum a venit Chișinău, vremea la Chișinău. Deci facem în Cavaș 3 ore 45 și avem 238 de kilometri. Ajungem cu 38, suntem lejeri cu bateria, nu avem niciun stres. Am făcut plinul foarte bine. Singura chestie acum e să vedem cum o să fie prin Republica Moldova, pentru că o să trecem prin niște zone destul de interesante, ca să zic. O să trecem prin regiunea autonomă Găgăuzia, adică o zonă unde are guvernul ei, care nu are vamă, cum e Transnistria, spre exemplu, unde și acolo o să mergem. Așa arată traseul nostru prin Republica Moldova, acolo e Chișinăul. Zona mai periculoasă sau zona mai ciudată este aceasta. Aceasta este Găgăuzia, iar aici este capitala, Combra. Gata, foarte simplu în România. Urmează acum vama din Moldova. Hai să traversăm Prutul. Ieșim din România, trecem Prutul. Noi acum suntem în vamă la Giurgiulești, aici ca să intrăm în Republica Moldova. Iar aici se află vama cu Ucraina. Iar aici e Ucraina, practic. Atât de aproape suntem noi în momentul de față de Ucraina. Tocmai am trecut de vama din Republica Moldova și a fost cea mai serioasă vamă prin care am trecut. Pentru toți, probabil. Am întrebat și de Transnistria dacă putem să mergem și mi-a spus: dacă te mănâncă în fund, poți să mergi. Și da, o să mergem și acolo mâine. Un kilometru încolo se află Ucraina. Tot înainte. N-am luat-o către Ucraina pentru că nu suntem atât de nebuni, dar La suma de 10.000 de like-uri. 10.000 de like-uri și vlog din Ucraina, da? Dacă rupeți butonul de like, dăm o tură și pe acolo. Vă rog frumos, uitați-vă ce e pe drumul ăsta. Mamă, deci aici se testează suspensiile. Merge de câțiva kilometri, 30 de kilometri. Mai drum prost până acum. Aștept și eu drumul ăla bun, plin.
please. Zici că ne dăm un roller coaster aici, voi, uitați-vă, nu cred că se vede pe cameră cât de abrupt e asta, dar uitați-vă cât reîncărcăm mașina acum. Deci din rău devine mai rău, nu înțeleg. Eu trebuie să devine mai bine, nu ne îndreptăm către Chișinău, am greșit drumul, ne îndreptăm către Ucraina, unde naiba. Recunosc că mi-am asumat că merg din partea asta de sud a Moldovei până în Chișinău. Dacă o luam probabil din Iași către Chișinău sau mai mult prin România, era mai bine, dar am zis, hai mă, mai mult prin Moldova ca să vedem ceva nou, nu? Na. Drum bun, în premieră. Acum am intrat în Republica Moldova. De unde? Că eram deja de câțiva kilometri buni. Mama, abia acum drum bun, frate. Nu știu ce s-a întâmplat până aici, dar asta vreau să văd. Șosea, frate, normală. Poți să-i dau pe aici rachetă, numai că am auzit că în Republica Moldova sunt niște radare destul de bune. Așa că ne calmăm, o luăm ușurel. Visul n-a durat mult. Ne-am întors pe drumul prost și cred că am intrat în zona unde e Găgăuzia și practic crea în rusă. Doamne, s-a auzit asta pe filmare. Bă, pe aici merg Ștefan cel Mare și eu merg și eu. Ce n-ai, mamă? Piatră cubică pe drum european. Pe unde n-ai, mamă, suntem acum? Că nici nu cred că mai suntem. Zona de frontieră. Eu știu că suntem în Republica Moldova. Ce zona de frontieră? Deci, da, cred că intrăm în Găgăuzia, pe bune. A, uite, copiii la școală. O, cum se uită ăștia, cred că naveta spațial. Mamă, cum se uită. Credeți că o să reușesc să-mi iau o cartelă? Puneți-mi în comentarii. Și că sunt în Rusia aici puțin, așa îmi dă vibe-uri. Gata, misiune îndeplinită, am făcut rost și de bani, am schimbat 50 de euro. Am făcut rost și de internet, foarte bun prețul. Am dat 25 de lei românești pentru 40 de giga. E giugiuc. Ne continuăm drumul către Chișinău și o să trecem prin capitala acestei regiuni, Găgăuzia, să vedem cum este. Nevzat este jumătate turc, așa cum s-ar spune. Și el înțelege mai multe chestii pe aici, pentru că Găgăuza se provine practic din turcă. Uitați-vă pe ce drum mă bagă GPS-ul. Să credeți voi cu iau pe drumul ăsta. Eu mă bucur că am reușit să fac rost de internet. Odată ce ai internet și ai și bani, ești pe spate. Moldova Europeană 2030. Da, mă, cred că de aici. Uite ce frumos aici. Altceva. Uitați-vă cum arată drumul pe aici. Altceva, tată. Așa drum să tot mergi. Ia uite, par de distracții ce am găsit. Cu stegul Găgăuziei. Par de distracții, ce tare. Dacă n-ați văzut bine stegul Găgăuziei, îl pun și aici pe ecran. By the way, șofer, da? Copiletul meu a tras pe dreapta și colegul din spate tot a tras pe dreapta. Gata, guys, am ajuns în capitala Găgăuziei. Arată interesant, pe aici suntem abia la intrare. Ia uite aici, mașină, aici. Lada, mâncați-ași gura ta, Lada, what? N-am apucat să pun pe vlog, dar m-a depășit unul din sensul opus și nu avea faruri deloc. Bă, niciun far nu avea. Era un Logan care nu avea faruri și le-a scos total farurile și așa mergea. Deci noi o tură prin centru și vedem care e treaba cu capitala asta. Da, deci cam așa arată o parte din centru aici. Uite, au panouri. Panouri solare la bucată. Solare. Uite, stați-i încărcare? Prima stație pe care o văd de încărcare aici. Vei cu firul tău de acasă. Eu oricum e asta lentă, adică e, o bag eu cablu și merge, știi? Ia uite ce mașini pe aici prin Găgăuzia. Deci Nevza ne-a informat aici că... Aici sunt turci care de fapt sunt creștini ortodoxi. Păi uite așa drăguț e parcul aici. Cum așa arată parculeți pe aici? Lăsați-mi o părere în comentarii. Capitala asta Găgăuziei, cum se prezintă. Uite cât de drăguț e. Foarte drăguț pe aici. Uite mașina de poliție, ce bine se arată. Aici profit că poți să filmezi poliția în Transnistria. Dacă filmezi în Transnistria, ia zis cu mine. Sunt fete foarte frumoase pe aici. Dacă vrei să le zici poftă bună, zici afietul sunt. Da, spune tu dacă vrei. Ce observă ce fete sunt pe aici. Mi-este așa să vorbesc că poate înțeleg. Ele un pic, cred că parlesc română. Bara vita ne capucinovar. Normal, absolut. Ce? O tara asta, mai un parc în partea cealaltă. Ah, romanja cunoșteri sunt burda. Bașcabi și cunoșteri sunt turci cunoșteri. Se vorbește poloneză, aparent. Poloneză? Da, gen, el vorbește poloneză. Dar română? Vorbește. Română nu se vorbește. Română nu se vorbește? Să nu credeți cumva că sunt doar mașini vechi, adică uitați-vă la BMW-ul ăsta, cum arată, frate. Incredibil. Gata, guys, am vizitat destul capitala. Mergem la Chișinău. Ca să vedem și noi capitala Chișinăului, că parcă tot mergem și nu mai ajungem. Am parcat mașina fix la intrare în regiunea asta, Găgăuzia. Vedeți acolo semnul de Găgăuzia. Aici e intrarea și noi încolo, Chișinău. Chișinău. Wow, intrarea pe aici e cam meh. Uitați-vă pe Waze câte camere sunt. E plin de speed camera.
față de București, unde nu cred că avem niciun speed camera în București. Încărcăm mașina, avem 26%. We good. Mergem să facem niște cumpărături. I-am dat de cap la stația asta, a fost chiar foarte rapid. E aglomerat, mă, și Chișinău, pe bune. Dar e frumos, e drăguț până acum, bine asfaltat. A, și mi-am dat hotspot la Tesla ca să putem vedea și noi ceva pe navigația asta, că Tesla nu are net în Republica Moldova. Mama, avem privește la tot Chișinău, ești nebun. Doamne, ce tare. Ce faci vrei acolo? Ne uite-l pe ăsta, doamne, iartă-mă. Bă, dar e imens locul ăsta. Știi ce urmează, nu? Turul penthouse-ului. Așa arată una bucată baie, foarte drăguță, cu duș, oglindă, oglinjoară. Bă, cât de bine arată toată chestia asta. Stați că vă zic imediat cât am plătit pe toată nebunia asta. Bucătăria, cam așa arată. Televizor aici, așa e practic de sus. Bam! Și ăsta este dormitorul. Bă, câte oglinzi, what? Și aparent la dormitor avem și geamuri. Acolo vreo 3 geamulețe așa drăguțe. Și patul e imens. Nu este cine știe ce de mare, dar arată foarte mișto. Hai să venim și priveliștea. Mamă, frate, deci suntem la etajul 13. Wow. Să vă spun cât a costat toată cazarea asta. Pentru 2 nopți, în care ar fi putut sta 4 persoane, dar nu suntem 3, a costat 500 de lei românești. Adică 250 de lei pe noapte pentru 4 persoane să stai în penthouse în centru Chișinăului. Spuneți-mi în comentarii dacă vi se pare că merită sau nu preț. Na, că avem view și din partea asta, mai bine la trafic și la un parc destul de nice aici de desubt. Acum a venit vremea să ieșim puțin în oraș, să luăm vibe-ul orașului. Bă, chiar mă simt în altă țară, adică se vede că e mai sovietic. Dar în același timp modern, adică nu e rău. Vezi, mie îmi place cum e centrul ăla, e chiar nice. Trebuie să găsim ceva bun de mâncare. Zice că mi-e cam foame. S-a mâncat bine, am mâncat o pârjoală de la Chef sau ceva de genul ăsta, a fost foarte bună. Am aflat de un alt loc unde să mâncăm, la Plăcinte, probabil dacă sunteți moldoveni, probabil știți deja brandul și ar trebui să fie destul de bună mâncarea acolo, o să încercăm. Vrem și noi ceva dulce, care sunt șansele să găsim o plăcintă la Plăcinte? Cred că avem șanse să găsim o plăcintă. Ne-au venit și învârtitele, care după părerea mea cred că sunt pur și simplu niște studele cu mere. Da, poate o să mă înjurați. Mamă, miros bine rău, acum văd. A plecat pofta de învârtite. Gata, guys, cam asta a fost prima zi de Republica Moldova. Sperăm că v-a plăcut. Dacă da, dați pe butonul de like, abonați-vă, pentru că mâine mergem în Transnistria. Și e cât se poate de serios, cât se poate de periculoasă treaba. Pentru cei care nu știu ce e Transnistria, e o țară care nu există, așa că țineți-vă bine că urmează mare vlog. Doamne, ajută să fie bine pe următorul vlog. Ne auzim. We'll be right back.